Subiectul 1, exercițiul 4. Prețul unui obiect este 100 de lei. Determinați prețul obiectului după o scumpire de 10%. Păi vom nota cu X prețul nou. Prețul nou, respectiv prețul pe care îl avem după scumpirea cu 10%. X, acest preț nou, după această scumpire, se compune din prețul vechi, deci 100 de lei, plus 10% din prețul vechi. Cu alte cuvinte, X este egal cu 100 plus 10 supra 100. 10% înseamnă 10 supra 100 din, deci înmulțit cu 100. Simplificăm cu 100 și obținem X este egal cu 100 plus 10. X este egal cu 110 lei. Prețul nou este 110 lei. Putem avea și o altă abordare. Pentru cei care doresc neapărat să aplice regula de 3 simplă, prețul inițial este 100 de lei, care reprezintă 100%, iar X lei reprezintă suma cu care s-a scumpit prețul obiectului dat. Deci X lei reprezintă 10%, așa cum apare în problemă. De aici, aplicând regula de 3 simplă, având în vedere că avem mărimi proporționale, obținem X este egal cu 10 ori 100 supra 100. Egal în continuare, după simplificare cu 100, este egal cu 10. Așadar, X egal cu 10 lei reprezintă scumpirea. Prețul actual, deci prețul actual, după această scumpire, este dat de 100 de lei plus 10 lei, egal cu 110 lei. Așadar, am ajuns, desigur, la același rezultat.